Astfel de expresii pompoase tot auzim de zeci de ani în România. Rezultate nu prea am văzut, din păcate. Dar cu permisia dumneavoastră, aș începe prin a spune ce nu face UDMR-ul, dat fiind faptul că am calitatea de senator UDMR și vicepreședinte a Comisiei de Energie și Resurse Minerale din Senat. UDMR-ul nu promite numai de dragul de a părea populist. UDMR-ul, bineînțeles, nu promite înainte de a vedea textul unei legi și UDMR-ul în același timp nu promite înainte să aibă consultări pe astfel de subiecte extrem de importante. Ceea ce știm și noi, la rândul nostru, că exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră este extrem de importantă pentru România, dar nu cu orice preț. Știm foarte bine că posibilitatea de a exploata gazele naturale din Marea Neagră se face prin legi, adică se face prin foruri legislative, pe românește sau pentru un sătmărean, prin Parlament. Știm că există o lege offshore, am votat și eu în Senat, de unde a plecat o lege relativ bună, adică era o lege win-win și pentru investitori și pentru stat, și din motive necunoscute pentru noi s-a oprit și s-a blocat în Camera Deputaților. Eu m-aș întoarce la declarațiile pe care le-am făcut la începutul acestui interviu. Este extrem de important pentru noi ca să vedem cum se dorește exploatarea acestor gaze naturale din Marea Neagră și, bineînțeles, noi, din totdeauna și în ultimii 30 de ani, am vrut și vrem să contribuim la tot ce este mai bun pentru România. Cam toate conductele încep să ne ocolească. S-a dat drumul și la Târg Stream, prin care am observat și pe bursă cum au scăzut acțiunile Transgaz, de exemplu. Adică știm că România ar trebui să facă pași, alerți, în vederea rezolvării acestor probleme. Cred că este timpul ca să se trezească România și să înțeleagă că acea poziție strategică din punct de vedere energetic pe care, aș spune, încă o are sau a avut-o odată, să o consolideze, că acum este timpul. Că dacă nu, atunci o să ne ocolească toate oportunitățile în domeniul energetic.